Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi o să vă arăt cum schimbăm o matcă din 2011 care s-a trântorit. Adică, efectiv, s-a împerecheat bine în 2011 și a terminat spermateca. Aici este nucleul donator. O matcă împerecheată în 2013 pe două rame, la ora actuală. Și cum vom căuta matca? Uitați-vă. Și să vă arăt și ce urmează să fac. Și dacă observați matca, o lăsăm să vină un pic peste buiet și peste mâncare. O să o închidem. E mai deșteaptă. Hai, nu-i zburatul, să vezi. Prins-o. O să punem tot cu albină aici peste sub mâncare, de fapt peste mâncare. Și celule ovate și câteva goale. Matca e închisă. Această cușcă este din plasă de aluminiu sau din cată, din aceea antivaroa. Un pișite de sumână peste faguri să presăm bine. Și va sta închisă în această cușcă 3 zile. Aceste două rame le vom lua, însă mai întâi să mergem să găsim încă o dată, să caut matca trântorită și să o eliminăm. Asta e situația. Și fiind și trântorită, cred că din cauza asta este și foarte agresivă. De fapt, albinele sunt foarte agresive. Dar aranjăm noi acum. Poate să punem un pic pe pauză și dăm drumul un pic mai târziu.